Dragii noștri, dați-mi voie să mă laud și eu, dacă nu o face nimeni, toată lumea din platou mă arată cu degetul. Am o haină de excepție. Cei care aveți televizoare al negru, n-ați pierdut nimic. Cei care aveți televizoare în culor, vă rog frumos să urmăriți textura. Este varianta Hugh Hefner pentru cei care nu au picioare. Este Raul, îți mulțumesc, el este creatorul acestei piese. Vă rog frumos să-l observați. Dacă plouă, te poți ascunde sub el. Dacă ai o femeie și stă plecată, poți să-i pui pe șele. Iar dacă, ce să zic, este extraordinar, ediție limitată, sunați la 501730, sunați acum și dacă sunați în 5 minute, vi-l las și prezint în cămaș. Toată lumea a zis, și eu la un moment dat am început să caut prin buzunare, poate o fi ceva plic, m-am crezut că-s nașul mare. Și nici nu costă mult. Cluj-Napoca, regele Ferdinand VI, made in România, mărime 1300 de lei. Office, ceremonial, smart, casual, orice prost care îmbracă acest sacou devine smart, casual, ceremonial, că aveți și mormântări, business, că aveți și datorii, fashion, made to measure. Eu nu mai zic nimic, o să cer și după emisiune să-l împrumut. E mișto, mișto rău. Și cu un număr mai mare, așa, nu-mi face burta frumoasă. Raul, încă o dată îți mulțumesc. Și pentru cei care stau în localități, în apropierea marilor orașe, cum e Floreștiu aici, cum e Miceștiu în Alba Iulia și nu aveți, sunteți studenți, nu aveți posibilitatea de draperii, faceți două găuri. Eu n-am nevoie cu acest sacou impermeabil. Te poți plimba în ploaie, poți face duș cu el, poți să mergi pe catwalk. Sexy motherfucker! Vă rog frumos, nu mai îmi dați sacoul ăsta, că încep să mă cred gigolo și o să vin mâine vânăt. Că suntem cu studio într-o zonă așa mai mărginașă și mă vede ăștia la sacou. Alo? Frumoaso, vrei la Vocea României? Pisi! Nu contează, votează-o, las. Cum pentru ce, dragule, n-ai fost atent? Pentru locul întâi acolo, la premiile alea, APTR, nu contează premiul să fie, hai, la asta ce acum, bă? Ce mai contează? Ceva pastile, eu așa zic. Aveți cu o terminată, Adelina. Nasturi. Doamnelor și domnilor, în acest decor feeric, în acest divan perpetu numit Tonic Show, știri în neștire, colegii deja îmi zic draperie, man, ne luăm la revedere de la dumneavoastră, o să fie ceea ce nu veți vedea mâine în emisiune și mâine o să fiu îmbrăcat mai altfel. La revedere! Dacă le întorci, investi ca un bun. Mă, nu plecam cu canapeaua, mă.